copilărie fericită alături de părinți, o stare firească pentru majoritatea copiilor, a fost doar un vis pentru cei care cresc în centre de plasament. Un vis care devine și mai dureros atunci când, la vârsta de 15 sau 16 ani, se pomenesc aruncați în lume, de cele mai multe ori fără niciun sprijin. E și cazul lui Pavel, care are deja 29 de ani și a acceptat să povestească despre viața sa în umbra camerei de luat vederi. Pavel, îți aduce aminte de anii petrecuți la internat? Nu. Cum au fost acești ani? Erau bine. Dar știam că când treci peste poartă de anul, se începe altă viață. Pavel a crescut la un gimnaziu internat din capitală. L-a părăsit la 16 ani și 2 ani a locuit cu bunica. A învățat la o școală de meserii. Nu i-a plăcut să fie lăcătuș auto și a ales alte drumuri. Eu am trecut cu bunica. Bunica era tot, adică eu am trecut fără părinți. Tata, nu știu unde, dar m-am adicăzut de ideea pe contest. Și după și bunica a murit, mătușa, prima fiică ei, a vândut apartamentul unde trăiam eu cu bunica și eu m-am luat cu drumul. Atât. Și ai început să lucrezi de la 18 ani? Nu știu, duminică, am au la stroi. Bănuiesc că lucrai la negru. Nu aveai nici carnet de muncă, nici... Nu, atunci nu. Au fost 7 ani în care Pavel a locuit pe la prieteni sau cunoștințe, a lucrat pentru a se hrăni, însă de alți 4 ani mănâncă, locuiește și lucrează la Centrul de Găzduire și Orientare pentru Persoanele fără domiciliu stabil din Chișinău. Este bufetier, împarte mâncare oamenilor fără adăpost care vin aici dimineața și seara pentru a lua masa. Ce ajutor de la stat ai primit tu în această perioadă, în perioada de după ce ai ieșit din internat? Serafim Urcheanu atunci era primarul orașului și el a dat câte 2000 de lei la fiecare orfan. Și mai mult ajutor nu a fost. Ce crezi tu că ar fi trebuit să facă statul pentru a te ajuta cel puțin să-ți găsești un loc de muncă? Statul nu e obligat să ajute. El poate să acorde un ajutor, dar trebuie totuși simplu să faci. Sau prin cunoscuți, că dacă statul unui sărac și nu poate să ajute la tăxer. Sunt mulți familii vulnerabile, mulți copii și nu e cum. Istoria nu e unică. Deci tu nu învinuiești pe nimeni pentru soarta ta? Nu. Poate eu undeva n-am făcut corect, n-am dat mult efort și asta de-am... Statul nu e vinovat, că e unul Pavel sau... Unde simți tu că ai greșit, dacă simți că ai greșit? Când m-am înscălit că se vinde apartament. Nu se plânge, spune că e prea târziu să facă o facultate, dar încearcă, cu puținii bani pe care îi primește la centru, să-și pună viața pe roate. Ce ai vrea să faci în viitor? Să mă rog să aranjez viața, mai normal. Cum crezi tu că ai putea să-ți aranjezi viața? Sau de plecat peste hotare, sau aici, dar aici nu-i prea este posibil. Dacă ar fi să-ți găsești un loc de muncă, care ar fi acela? Șofer. Cât de cât e mai... Ai permis? Încă nu, dar de m-am frecventat școala, dar nu ne ajung bani pentru a da examinarea. Pavel așteaptă din 2007 să îi se dea o locuință socială. Este al 8-lea în listă, dar nu l-a ajuns încă rândul. Problema este spațiul locativ, în primul rând. Noi, uite, nenumeratele încercări de a le găsi un loc de lucru, de a integra undeva, de a pleca, problema începe de aici. Unde să dorm, unde să locuiesc? Pentru că în centru perioada este scurtă de cazare. Nici societatea nu-i ajută așa cum trebuie, nu-i primește, etichetează. Mai sunt și probleme ce țin de personalitatea lor. Ce știi despre colegii, prietenii tăi cu care ai crescut la internat? Ținem legătură. Ei tot au probleme, dar ei tot au problemele lor și n-au cu ce mă ajuta. Dar ei au reușit? Sunt unii dintre ei care au reușit să... Sunt, dar sunt care stau închiși pe furt, pe jaf, sunt diferite.
Sunt care au copii, lucrez tot la stat, prinesc salariu mizerabil, trăiesc de la salariu până la salariu. Ai putea poate, nu știu, să le dai un sfat celor care au acum 16 ani și au bucat-o pe drumul ca și tine? Să învețe, să învețe numai decât, dar pe buget, că altfel. Să învețe și mai departe să aibă o specialitate mai bună ca să pot întreții și pe dânsă și pe familia lor. Elena Groian a crescut și ea împreună cu fratele ei în centre de plasament pentru copii orfani sau din familii social vulnerabile. Elena și Andrei au plecat de acasă după ce a murit mama lor, iar tatăl avea în grija lui 4 copii. Pentru a supraviețui, i-a dat pe 2 de acasă, pe ei, cei mai mici. Noi eram fără supraveghere, noi eram doar copii. Puteam să stăm toată ziua să nu mâncăm nimic și el venea seara și... Sau el ne lăsa mâncare făcută, dar noi nu mai... Vă luați cu joaca și... Da, da. Dar relația cu tata nu s-a pierdut? Nu, nu. El ne vizita foarte des. Noi scriam scrisori atunci încă. Mi-aduc aminte foarte bine. Îmi plăcea să scriu scrisori și așteptam foarte mult scrisorile de acasă. Și când venea persoana responsabilă pentru ca să repartizeze poșta, noi stăteam așa și țineam pumnii, am scrisoarea sau nu. Însă în 2005 l-au pierdut și pe tata. Atunci, unchiul lor a decis să mute copiii de la gimnaziul internat din Văscăuți la centrul de plasament al Fundației Concordia din Pârâta Dubăsari. Aici au avut, spune Elena, o copilărie interesantă. Învățau, aveau prieteni, făceau sport, erau ca într-o familie. Înainte aici stăteau pozele noastre. Da. Dar noi până atunci l-am făcut frumos sticlă cu la calculator. Astăzi Elena este împlinită. După ce a părăsit centrul de la Pârâta, a mers la colegiul pedagogic din Pălți. Avea o cameră în căminul studențesc gratuită și o bursă de copil orfan de 1300 de lei. A obținut specialitatea de educatoare de grădiniță, însă pentru ea nu a fost suficient. A reușit să facă și facultatea. Anul acesta a absolvit Facultatea de Relații Internaționale și planurile ei nu se termină aici. Spune că nu ar fi reușit nimic dacă nu ar fi fost consiliată și ajutată în toată această perioadă de specialiștii de la Fundația Concordia, o organizație care există din banii donatorilor din Austria, Elveția și Germania. A fost și angajată aici și până în prezent ține legătura cu toți cei care au ajutat-o să meargă înainte. Larisa Barat a fost prima ei supraveghetoare. Eu atunci când am văzut-o prima oară aveam un pic mai mult decât ea are acum. Da, practic a fost o relație între noi din start ca surori. Noi vedem tineri acum cu 17, 18, 19 ani și noi vedem, ok, el sau ea nu sau refuză ajutorul nostru sau ofertele noastre și asta e doar pentru moment. Dar noi trebuie să vedem și ce a fost în trecut și cum ea sau el a crescut din început până a 18 ani. E foarte ușor să spună cineva cu 20 de ani, dar tu nu știi cum sunt, dar nimeni nu întreabă, dar ce a fost înainte, cine a educat, a avut afecțiune, a avut dragoste, a avut siguranță. Noi avem foarte multe NGO-uri, dar trebuie să spun foarte critic și funcționar public care văd teoria, dar ce se întâmplă cu restul. Și aici avem o lipsă foarte mare în Moldova. Eu cred că ar trebui să avem mai puțin oameni care vorbesc și ar trebui să avem mai mulți oameni care, într-adevăr, foarte real fac. În ultimii ani, sistemul pare să fi început a se schimba, poate mai mult declarativ, deocamdată. Nu se mai zice bună oară, internat sau orfelinat, ci instituție rezidențială, centru de plasament. Unii copii sunt reintegrați în familiile lor, alții sunt adoptați, însă o bună parte rămân orfani, aruncați din nou în lume, la vârsta de 15-16 ani. Și dacă nu învață undeva, statul nu mai știe nimic de ei și nici nu îi caută. Unii nu știu să se descurce, așa ca Pavel. Alții au norocul să fie ghidați de cineva, așa ca Elena sau Andrei, care, după ce ani buni a fost departe de casă, s-a întors în sat. A decis să repare casa așa cum poate el și zice că ar vrea să-și facă o familie anume aici. Tot și casa părintească, aici am crescut până la 6 ani, până la 7 ani. Ce planuri ai? La moment sunt ocupată cu cursurile de engleză. Dar pentru ce înveți engleza? Engleza o învăț pentru ca să merg în America. Am planuri grandioase. Vreau să fac masteratul în America.
Spune-mi sincer, dacă reușești acolo să faci masteratul, te întorci în Republica Moldova? Sigur. Chiar eu, vrei să te întorci? Eu sunt patriot, adică mă cunosc, cu toate că este ce este în țara noastră. Ce ai vrea să schimbi în Republica Moldova? Oh, am multe planuri, dar cum, o singură persoană nu poate să schimbe tot. Dar asta. Tu, personal, cu ce crezi că ai putea să contribui? Eu, în primul rând, vreau să schimb mentalitatea oamenilor. Vreau, măcar cât de cât, să contribui la asta. Să-i fac să înțeleagă că posibilități sunt, doar trebuie să depui puțin efort. Pentru că mulți oameni pur și simplu spun că eu nu pot asta și gata. Nu încearcă, nu văd alte căi, nu se mișcă înainte, ei rămân pe loc și asta e o problemă foarte mare pentru țara noastră.